cât o trecut. O trecut câteva luni bune. Adevărat. Și ultima dată învățam pentru permis în România. Era în iulie și am uitat decembrie și învăț pentru simulările de BAC care mă așteaptă în 2 săptămâni. Următoarele 2 săptămâni n-ați fi deloc liniștit pentru mine. Și în același timp eu am decis să aduc canalul meu de YouTube din nou la viață. Ascultam muzică și în playlist, la un moment dat, a venit o melodie care ne-a adus aminte de vremurile în care făceam amintiri și filmam. Și m-am uitat pe canalul meu de YouTube aproape uitat și ne-am adus aminte și frumoase erau amintirile și ele. Am fost la magazin practic și am adăugat un lucru la echipamentul meu tehnic. Așa, la birou nu se vede, laptop, box, stabilizator, trepied, telefon, mouse, ceas, baterie portabilă și camera asta. Astăzi am putut lua camera asta, nu numai din banii mei, am fost ajutat și apreciez mult. Asta e o scânteie care trebuie să dea începutul unui foc de amintiri, care s-o stâns pentru câteva luni și îmi pare rău. N-aș zice că am pierdut timp în lunile astea, dar mi-am adus aminte că am avut o activitate productivă cândva și n-aș vrea să încetez. Nu știu ce formă a prinde următoarele mele videoclipuri. Nu știu dacă am timp. Deocamdată am, nu știu cum dec, mă așteaptă niște săptămâni grele. A să mă ocup și de școală, dar când a să fac pauză de la școală, a să mă ocup și de asta. Și de amintiri. Aș vrea să știu capabil măcar unul pe săptămână. Nu știu, nu, habar n-am despre ce. Măcar unul pe săptămână amintiri care să rămână acolo cândva. Pentru că e plăcut, pur și simplu e plăcut și dacă mie îmi provoc un zâmbet, poate vă provoc și vouă. Thank you.